Ia uitați ce doarme martinel pe marginea șoselei. Martinel! Băi, balaure! Nu o să-i vină să creadă lui Bute. Am ajuns pe mijlocul lacului datorită acestui personaj din fața mea. Personaj! Ok, Dani, ne poți spune ceva unde mergem? Naționalul spre 10. Ai luat chiar așa? Stai, ne îndreptăm spre lacul Sfânta Ana din masivul Ciomatu, format pe craterul sau pe, din câte am înțeles, pe craterul unui vulcan Styx. Zonele astea a sătucelor săsești, găsim foarte multe cuiburi de berze ce deja au puiuți. Iar asta e fain. Mai bine acum încă un cuib și cred că așa va fi tot drumul, câte un cuib la fiecare stâlp în parte. Ți-aduce aminte spre Castelul de Lut? Erau satele pline cu aceste cuiburi de verde, da. Chiar și pe formurile caselor, da, da. Găseai cât un cuib de berze. Dar știi ce e interesant? Că berzele astea, mai ales că fiind pe formurile caselor, e interesant că lumea nu le-a stricat cuiburile. Dar sunt atât de bine construite încât nici iarna n-au fost stricate de vânt sau... Da, 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 exact. Dai seama câtă inginerie poate să creeze în parc. Dar în general păsările, când construiesc cuiburi, e o întreagă inginerie. Se pare că mai avem vreo 25 de minute, aproximativ 14 km. Și un drum minunat, bineînțeles, că altfel nu se putea. Nu știu dacă o să mai avem ocazia să vă arătăm ce cârpeală au făcut inginerii noștri pe aici, așa. Ce vom face dacă ne vom întâlni cu ursuleții, fiindcă, din câte am înțeles, regiunea asta, adică lacul Sfânta Ana, e cam habitatul lor natural aici și urșii s-au obișnuit atât de tare cu oamenii încât efectiv nici nu-i mai bagă în seamă și coboară și în timpul zilei spre lac și deseori oamenii se întâlnesc cu ei. Și mulți, bineînțeles că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar multora cred că le lipsește țigla de pe casă, fiindcă se duc foarte aproape de ei să facă poze. Și, din punctul meu de vedere, ei cam mănâncă undeva. Că tot veni vorba, Alina m-a întrebat ce o să facem în momentul în care o să ne întâlnim cu ursuleții. Zic, nu știu, o să luăm băți mai lung, îl ascuțim la un capăt și facem pe băștinașii. Glumă, dar cred că cea mai bună soluție e să stai la distanță, da. Și să nu-i bagi în seamă. Să te îndepărtezi ușor, ușor, să-ți păstrezi calmul. mai dificil cu un copil mic, dar e... Sau ca momeală, dacă ai ceva în mână de mâncare, poți să las vârle în față și să te îndepărtești pe urmă ușor, fiindcă el va trage oricum la mâncare. Cum spunea un tip cu care am vorbit de curând și l-am întrebat ei ce au făcut în momentul în care s-au întâlnit cu ursuleții și au avut câteva întâlniri de genul și a spus că e necesar să vorbești ca să înștiințezi ursul în ce zonă ești ca să te ocolească, fiindcă na, noi nu suntem meniul lor și nu o să ne ataci așa din senin dacă nu-i provocăm sau nu reprezentăm un pericol pentru ei. Un prieten de-al meu, Bute, spunea că a vorbit cu cineva care colină destul de mult prin munții Buceți și a dat de multe ori cu nasul de urși și efectiv, pentru că nu era teamă, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ursul a trecut pe lângă el și a văzut de treabă, omul la fel și atâta. Spunea că e mult mai important să nu-ți simtă frica. Fiindcă e probabil, nu zic că este așa, ci speculez că ar fi ca la câine. Câine nu-ți simt frica, ci o miros. Nu te cred. Nu te cred. Uite-l. Ia uite, Bute. Mâncați-și gura ta. Nu vine să cred că dăm chiar de unul pe drum. Anto! S-a trezit și Antoni. S-a trezit și aventurierul Tony. Încă e somnoros, așa. Dar s-a trezit fix când ne-am oprit să... ne uităm la ursuleți. Da. Din mașină, evident, n-a coborât nimeni din mașină. Trebuie specificat și treaba asta, fiindcă majoritatea oamenilor, când văd un ursuleț, ei tind să coboare pentru a face poză, iar asta nu e tocmai recomandat. Coboară cineva de mașină să facă poză cu ursul? Eu nu prea cred asta. Tu nu prea crezi, însă o mică povestioară, vreau să fac aici o paranteză, când m-am întâlnit automat cu fetele cu care eu mai vorbesc și așa, și vorbind a venit vorba de ursuleți. Și povestea una din fete că o cunoștință de-a lor s-a oprit să facă un popas și evident era și un pui de urs, cu ursoaica. Și fata respectivă că ea coboară, că vrea să facă poză cu ursul, că vrea să aibă poză cu ursul. Soțul sau partenerul care era cu ea i-a zis nu coboră, că e o ursoaică, e cu pui, înțelegi? Și este mult mai periculos. Nu, că eu vreau să fac poză. Și a coborât și, într-adevăr, apropiindu-se de ursoaică, ursoaica a reacționat. Într-adevăr, fiind aproape de mașină, a apucat să ajungă repede la mașină, însă a rămas cu o rană destul de gravă, pot să spun eu, pe mână. A lovit-o? Da, da. A lovit-o. Și de asta n-ar fi tocmai o idee înțeleaptă să cobori și să faci poze cu urșii. Wow, ce este, Tony? Ia zi. Îți place? Se pare că a plouat aici, fiindcă dânsii au pelerine de ploaie. Dar peisajul ăsta este efectiv wow! Se pare că oamenii mai vin și cu rulotă. Da, noi tot timpul am sperat și am visat că o să ne luăm și noi o rulotă. Poate se va și întâmpla la un moment dat. Așa și domnul Tony va avea o experiență faină. Să fim gen camel cu casă. Exact, camel cu casa. În sfârșit am ajuns. Intrarea este pe aici, prin parcarea asta. Luați tichetul și veți plăti la sfârșit. Parcarea este 40 de lei primele 3 ore, după care veți avea, da, se va adăuga 2 lei la fiecare jumătate de oră. Toniță. Hai să pornim! Un pont. Dacă o să ajungeți aici, luați la voi haine mai groase, fiindcă o să aveți nevoie. Din fericire am avut puse în mașină 20, mai așa de primăvară, fiindcă când am ajuns aici, vremea e foarte schimbătoare. Acum plouă, acum se oprește, acum e cald și mai degrabă să fii pregătit decât să ajungi aici și să fii în tricou și să dârdâi sau să te întorci înapoi, fiindcă e prea frig. Și ce zici, Tony? Pentru el, bineînțeles, suntem pregătiți tot timpul. Cu haine în plus mai groase, mă susțin. Asta este, bate 5! Yeah! De preferat, după cum ați văzut mai devreme pe drum, ne-am întâlnit cu moș Martinică și de preferat ar fi să mergeți în grupuri, adică mai mulți oameni, fiindcă cum am plecat noi acum e un pic cam riscant. Na, putem da în orice moment nas cu neamoș Martin și mai degrabă să așteptăm să vedem, poate mai vin și alte persoane. Zine tu, de ce e ok să ai și un cățel după tine? Este foarte ok să ai și un cățel după tine, fiindcă cățelul întotdeauna te va anunța când va fi un pericol. Deoarece căței au un simț extraordinar și în momentul în care se va ivi să fie un ursuleț prin preajmă, cățelul îți va da întotdeauna de știre și vei ști că în apropiere este posibil să fie un pericol. De automat și tu știi ce ai de făcut. Dacă te întorci sau să continui și eviți să iei contact cu ursuleții. Yep. Deși nu știm dacă mergem în direcția... Eu zic că cu siguranță mergem în direcția potrivită. Da. Da, și că există și cărări, bineînțeles, prin pădure, care probabil ajung mai repede la destinație. Da, fiindcă mai devreme am observat o cărare la acei baloți de la Hi-Hui M2. Da. Fix pe acolo au luat ei prin pădure. Eu nu i-am văzut în clip, făcut de ei, nici o clipă că au mers pe șoseaua asta. Deși de la cabană sau de la punctul central de acolo ni s-a spus să mergem pe șosea și vom ajunge la lac. Vom vedea. Trebuie specificat că sunt vreo 10 minute, un sfert de oră de mers pe jos. dacă nu un pic mai mult? Am uitat să vă spunem că prețul de la intrarea din parcare este de fapt și biletul de intrare în întreaga rezervație. Că costul acelui bilet include și intrarea în rezervație, nu? Da, costul biletului de 40 de lei intră și parcarea, și vizitarea lacului, și vizitarea locului botanic de pe partea cealaltă. Dată, ce este? A, pizza e luată? Au! A, pizza e luată? Da, cred. Îl jur. Nu fi prea strâns pentru el, nu? Nu, el vrea mișcare, cred. În drumul spre lac, eu zic să nu vă faceți prea multe griji, fiindcă dacă prindeți o zi cum am prins și noi, e destul de multă lume și... Martinică nu apare, cel puțin nouă, la noi ca întâmplat să nu apară. Depinde acum, fiind multă lume pe drum, sunt șanse mai puține să ne întâlnim și cu Martinică. Dar acum depinde cât de obișnuiți sunt cu oamenii. Se pare că există un transport gratuit. Da, tot timpul la fix pleacă de aici și la și jumate pleacă de acolo. Ah, deci e transport gratuit? Da. Lasă că... A fost fain pe jos și la fel o să facem și la fel. Da, păi, noi am fost mereu adepții mersului pe jos, mai ales prin pădure, fiindcă mișcarea înseamnă sănătate. Stop! Nu vă apropiați de urs, mai ales dacă se hrănește sau e cu puii de urs. Ursoaicele pot fi foarte periculoase. Stați calmi, stați calmi, nu vă panicați dacă întâlniți urși. Retrageți-vă încet cu fața către animal fără să realizați contact vizual. Nu fugiți, lăsați urmă de un obiect de îmbrăcăminte dacă trebuie, în cazul în care sunteți atacați. Ghemuiți-vă, protejați-vă capul și gâtul cu mâinile și abdomenul cu genunchii. Da, de obicei, urșii vor doar să intimideze pentru a apăra hrana, teritoriul sau pui. Nu uitați, ursul este la el acasă, noi suntem intruși. Dacă vedeți un pui de urs ce par singur, nu vă apropiați, nu merită să vă riscați viața pentru o fotografie. Evitați plimbarea singuri, mergeți doar pe poteci marcate ce vă permit o vizibilitate bună, evitați mersul prin zone cu fructe de pădure. Nu țipați în pădure, dar faceți-vă simțită prezența prin zgomote. Și în sfârșit am ajuns! Moș Crăciun! Cum ți se pare? Că te-am îmbrăcat! Acum te trebuie să te dezbraci! Da, nu știu cât de imprevizibilă este vremea. Dacă doriți să faceți o cursă cu barca pe lac, vă costă 25 de lei, 30 de minute. Și cred că se merită. Că uitați și voi ce splendoare! Dai! Confirmă și Anton. Și să putea să nu întâlnim ursul și aici pe lacul Sfânta Ana. Deja lumea intră un pic în panică. A apărut acolo, era o ursoaică cu 2 pui. Astea sunt cele mai periculoase întâlniri. Dar pentru că suntem mulți și e destul de multă gălăgie, s-a întors înapoi în pădure. Deci fiți cu mare băgare de seamă dacă o să doriți să faceți turul lacului. Din câte am înțeles de la localnicul care stă și oferă aici așa bilete pentru bărcuțe, de multe ori în fiecare zi apar urși pe lângă lac, fiindcă ăsta e teritoriul lor și noi le invadăm teritoriul. Okay? Așa cum scria și pe panou, noi suntem intrușii, ei sunt acasă. Ce faci acolo, Anto? Ce-ai descoperit? Ai văzut ursoaica cu puișorii? Tony, ai văzut ursoaica cu puișorii? Ce, n-ai crezut? Că o să mă întâlnesc cu ursoaica cu pui. Hai, cu ursoaica cu dar... pui fix, aia care... Da, astăzi a fost o zi plină. Și primele noastre 2 întâlniri cu ursuleții. Ia uite și ursulețul nostru. Lui îi place să se cațăre. Și ce s-ar fi întâmplat acum dacă erau bunicii pe lângă noi? A, intrau deja în panică. Mai ales dacă vedeau ursul. Am ajuns pe mijlocul lacului datorită acestui personaj din fața mea. Da. Și domnul Tony este la masă, nu vi-l mai putem arăta acum. Ne-am luat și noi o jumătate de oră pe lac. Iar gândacul nu mai are răbdare. Da, trebuie să dea ursul neapărat din gândul. După întâlnirea cu ursoaica, cu cei 2 pui, am rămas așa un pic, știi, ne-a pompat inima un pic în piept. Eu protejam puiul. Îl avem aici pe domnul Salvamar, fiindcă da, el a fost Salvamar vreo 2 ani. Și am zis să avem mai multă încredere și să mergem cu bărcuța, dar peisajul e wow! De acolo am plecat și am ajuns departe, după cum se vede. Și eu zic că se merită și abia am făcut 5 minute din 30. Deci avem. Da, cred că este timp destul, dacă vă luați 30 de minute cu barca pe lac, este timp destul. Și doar să nu vă panicați când urcați în barcă, să stați liniștiți, să nu bălângăniți barca prea tare, ca nu cumva să ajungeți în lac. Dar nici atât de prea mare de speriat, fiindcă lacul nu are mai mult de 7 metri adâncime. Și după cum știți, probabil suntem pe un lac, de fapt singurul lac vulcanic din Europa, este Hava Vulcan. Lacul acesta a fost luat pe un crater vulcan și ultima dată când a fost activ a fost acum aproximativ 11.000 de ani. Îți dai seama? La început a fost, bineînțeles, ca ca o mlaștină, iar cu timpul, datorită zăpezii, a precipitațiilor, s-a acumulat ceea ce vedem acum. Dar din câte am înțeles, la sfârșitul secolului XVIII avea undeva la 12 metri jumate adâncime, iar astăzi s-a cam dus din volum și a ajuns doar la 7 metri adâncime. Deci e posibil ca cu timpul generațiile următoare să nu mai aibă parte de lacul Sfânta Ana, ci doar de o mlaștină. Balul celălalt, a crezut că o să dea mai mult timp. Pentru noi, aventura pe lacul Sfânta Ana s-a cam terminat și ne îndreptăm spre punctul principal unde ne-am lăsat și mașina și o să avem nevoie să ne reîncărcăm bateriile. O masă constantă. Căci datul la vâzle pe bărcuță în mijlocul lacului m-a cam epuizat, plus că la întoarcere e de urcat. E așa, Toni? Dar pentru noi a meritat? A meritat. Și faptul că am văzut și ursuleții foarte aproape de noi, parcă am prins mai mare curaj. Da, s-a mai dus teama asta pe care o aveam înainte. Și cu toate informațiile pe care le-am mai cules și noi de la localnici și de la tipul care era la bărcuțe, parcă s-a mai diminuat, știi, frica asta. Da, deci cam asta e experiența noastră cu urși. Da, experiență mare n-am avut și noi cu urșii și nici nu ne-am dorit-o așa mult, dar astăzi a fost... S-a întâmplat. Bine, știam de când am plecat de acasă că această zonă este frecventată foarte des de urși. Da, pentru că este habitatul lor natural aici. Exact, este habitatul lor. Noi suntem intruși practic aici. Ei sunt acasă. Ei sunt acasă la ei. Dar se pare că pentru prima vizită în habitatul lor, în casa lor, ne-a primit... destul de ok. Pleacă pitiții de la lac, pleacă pitiții de la lac. Poate data viitoare când vom reveni aici, o să încercăm să mergem și noi cu grupurile care cu precărarea asta o să mergem spre plantele din era glaciară. Iar traseul o să fie ghidat de către un ghid, iar plecarea se va face de fiecare dată la și un sfert. Așa că poate data viitoare o să încercăm și noi. Meniul nu prea este bogat, așa că o să încercăm să ne alimentăm bateriile cu ce găsim. Nu prea avem multe de ales, așa că ne-am luat și noi ce am găsit, ca să ne recuperăm energia. Și el mănâncă minunatul cartof. Salut! Mă, nervosule, mă! E bine, spre sfârșit de vlog, am vrea să vă arătăm și că dacă doriți să înnoptați aici, puteți să o faceți cu cortul. Probabil contra cost. Dar aveți și această opțiune de a campa peste noapte în cort. A fost o aventură pe cinste. Peisajele sunt incredibile și chiar recomandăm să veniți. Dar cu mare precauție, fiindcă ați văzut, ursuleții sunt la ei acasă. Iar noi ne luăm tălpășița spre casă. Gata de plecare, Toni? Gata de plecare! Pa!